Tragedie în județul Mehedinț, un autotren a fost cuprins de flăcări, iar șoferul a rămas captiv în interior. Până la sosirea pompierilor, însă martorii incendiului au reușit să-l scoată pe șofer din interiorul cabinei. În ciuda eforturilor, medicii sosiți la fața locului au constatat decesul bărbatului. Evenimentul s-a produs pe DN56 în dreptul localității Bucura din județul Mehedinți. Un autotren care transporta materiale textile și inflamabile a fost cuprins de flăcări. Conducătorul camionului a fost găsit în stare de inconștiență de martor care l-au și evacuat până la sosirea forțelor de intervenție. Două echipaje de pompieri și un echipaj de ambulanță au intervenit la fața locului. Medicii au început imediat evaluarea bărbatului, însă nu au mai putut face nimic pentru el. Acesta a fost declarat decedat. Pompierii care au sosit la fața locului nu au putut identifica de la ce a pornit incendiul și nici de ce șoferul nu s-a autoevacuat. Ancheta va stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.